Penultima ședință ordinară a Consiliului Județean din 29 noiembrie a avut o prezență relativ bună, cu doar 3 absenți. Președintele Ionel Arsene a anunțat decizia de a retrage de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre referitor la modificarea regulamentului de ordine interioară a Consiliului Județean, sub motivația că au fost aduse o serie de amendamente de către consilierii PNL care trebuie analizate cu mare atenție. În schimb, ordinea de zi a fost suplimentată cu încă 6 proiecte de hotărâre legate de o serie de asocieri. Ordinea de zi propusă pentru această ședință este cea publicată în presă și comunicată și dumneavoastră, astfel încât nu o să-i mai dau citire. Întrucât, în cursul acestei dimineți, am primit un set de amendamente de la grupul consilierilor județeni PNL. Amendamente care comportă o analiză și o discuție detaliată cu aparatul de specialitate, în calitate de inițiator, vă anunț că retrag de pe ordinea de zi a ședinței proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Neamț, urmând ca acesta să fie promovat într-o ședință ulterioară. Față de ordinea de zi inițială, propun suplimentarea acesteia cu încă 6 proiecte de hotărâre, după cum urmează. 1. Proiect, aprobarea documentației tehnico-economice aferentă unui proiect de interes județean. 2. Aprobarea unei asocieri cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț pentru realizarea unei acțiuni de interes public județean. 3. Modificarea hotărârii Consiliului Județean Neamț numărul 263/2016 pentru aprobarea unui acord de asociere în vederea organizării unui eveniment de interes județean. 4. Încheierea unor acorduri de parteneriat în vederea realizării unui proiect de interes județean. 5. Modificarea, diminuarea și completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Neamț. 6. Luarea unor măsuri privind patrimoniul județului Neamț. Pentru buna desfășurare a lucrărilor acestei ședințe, propun ca aceste proiecte să fie analizate și dezbătute înaintea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului județului Neamț pe anul 2016, care va fi renumerotat. Ca la fiecare ședință de Consiliul Județean, secretara instituției Daniela Soroceanu a amintit aleșilor despre obligativitatea de a se abține de la acele proiecte în care au interes personal. Consilierul liberal Marius Mihai Nichita a anunțat că nu va vota la proiectul în care se pune problema asocierii Consiliului Județean Neamț cu Direcția Județeană de Sport. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, dacă aveți un interes personal, probleme supuse dezbateri și votului de astăzi, aveți obligație să anunțați la începutul ședinței. Nerespectarea acestor prevederi legale având nulitatea absolută a hotărârii adoptate. Înțeleg că domnul Echita a solicitat. La care punct vorbim? La proiectul cu asocierea cu Direcția Județeană de Sport și Sport. Comisia juridică nu a putut da niciun acord la proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi, întrucât nu a avut quorum, fiind prezenți doar 3 membri din 7. Domnule președinte, Comisia juridică nu a avut quorum necesar pentru a dezbate proiectele, întrucât am fost 3 membri în comisie din totalul de 7. Am înțeles. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă? Se abține cineva? 32 de voturi pentru hotărârea a fost adoptată. Președintele Consiliului Județean Ionel Arsene a invitat formațiunile politice să facă propuneri pentru locurile în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate și în comisiile de contestație ale examenelor pentru ocuparea posturilor de directori la instituțiile școlare de învățământ special aflate în subordinea Consiliului Județean. Voi invit să faceți propuneri spre a fi înscrise pe buletinele de vot cu mențiunea că va fi desemnată o singură persoană în locul doamnei Madalina Veronica Cibotar. Fac eu prima propunere în persoana domnului Pavel Gabriel Dan. Doamna Pavel Gabriel. Mai sunt alte propuneri? Nu. Urmează ca buletinele de vot să fie multiplicate. Rog. Și dacă sunteți de acord, o să mergem mai departe până se băiesc buletinele de vot. Președintele Comisiei Buget Finanțe Nicolae Pușcașu a făcut precizări referitoare la rectificarea de buget cu sume provenind din sume defalcate din TVA care vor merge în cheltuieli salariale la instituțiile de protecție socială aflate în subordinea Consiliului Județean. În ordonanța de urgență a guvernului numărul 86/2016, deci s-au repartizat județului Neamț sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor decentralizate în sumă totală de 7.029.000 lei. Deci cu aceasta se mărește partea de venituri a județului Neamț. La partea de venituri de stațiune pentru finanțarea cheltuielilor la nivelul județului, la codul 11.02.01, dacă ne ducem în
bugetul județului Neamț. La partea de cheltuieli, suma este cu direcție, ca să zicem foarte clar, respectiv la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu suma de 5.277.000 de lei. Și contele este pentru acoperirea salariilor pentru ultimele două luni, noiembrie și decembrie a anului, precum și la complexele pentru persoane adulte cu handicap, unde sunt o serie de restanțe pe această linie. De asemenea, s-a dat suma de 110.000 de lei pentru fructe mere, conform ordonanței Guvernului 66, pentru învățământul special și centrele județene, respectiv educație inclusivă romană, Târgu Neamț, Alexandru Roșca, Școala Specială Ștefan Cervan, Jiraie, s-a dat suma de 692.000 de lei pentru salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi de personal. Pentru drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, cu suma de 950.000 de lei. Tot în mod corespunzător la partea de cheltuieli, pentru Teatrul Tineretului mai era necesară suma de 109.000 lei pentru cheltuieli de personal luna noiembrie 2016, dar aici au intervenit o serie de diminuări de la anumite capitole, dacă le aveți la dumneavoastră, precum și la complexul muzeal județean. Deci, în sinteză, cam acestea ar fi propunerile de amendamente. Tot socialdemocratul Neculai Pușcașu, în calitatea sa de președinte al Comisiei de Validare, a anunțat și rezultatul votului secret pentru locurile în Consiliul de Administrație al Casei de Sănătate și în comisiile de contestație anunțate. Au fost propuși un scris pe buletinul de vot Gabriela Dan. Au fost 32 voturi exprimate, 32 voturi sunt valabile, nu s-au înregistrat voturi anulate. S-au obținut următoarele rezultate. Gabriel Dan Pavel, 20 voturi pentru. Gabriel Avalu, 12 voturi pentru. Având drept că este cel mai mare număr de voturi raportat la majoritatea consilierilor cetățenilor, Comisia de Validare constată determinarea domnului Gabriel Dan Pavel, care reprezentant al Consiliului de Cum liberalii nu au decât 14 voturi și mai puține în cazul în care se mai întâmplă să lipsească de la ședințe, evident că nu au ocupat niciun loc în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Sănătate și nici în comisiile amintite de la instituțiile aflate în subordinea Consiliului Județean. Este o demonstrație a modului în care opoziția, din păcate, nu are niciun cuvânt de spus în politica locală, chiar dacă are 14 mandate în Consiliul Județean. Oricum, se pare că liberalii chiar s-au obișnuit cu statutul de partid de opoziție, de vreme ce votează în unanimitate toate proiectele ce le sunt propuse de executiv.